Viața nu e foarte roz, dar un cocktail costă 5 euro în Ibiza, ceea ce e foarte, foarte bine raportat că în alte locuri e foarte scump. Deci Ibiza nu neapărat e un loc foarte scump, se poate trăi și foarte ieftin. Doar că marea problemă aici este chiria. Chiria ajunge la 800, 900, chiar 1000, cum am văzut. O cameră. O cameră care poate fi împărțită. 1000 de euro pe lună. Un avantaj că te poți bucura de anumite locuri din acest loc. Bine, cei mai mulți bani se fac atunci când lucrez ca camarero, adică barman, ospătar. Practic salariul tău îți rămâne, nici nu te atingi de el și trăiești doar din propina, adică din șpagă. Doar că trebuie să lucrezi non-stop, fără oprire, deci n-ai cum să vezi niciodată plaja, sau dacă o vezi, o vezi foarte, foarte rar. De obicei, depinde și ce-ți place. Astea, da, au cam o zi liberă pe săptămână și ziua aia liberă te odihnești, dormi toată ziua. 15 euro meniul cu starter tuna. O salată de ton primul fel sau crochete de pui sau patata bravas, main cod fish salad, spaghete cu tomate sau un pui cu cartofi prăjiți, iar la desert înghețată sau panna cotta. 15 euro să stai la această terasă cu view, să mănânci, e super, super ok. Având în vedere că sunt locuri în Ibiza unde doar un cocktail costă 15 euro. Doar că te rupe cazarea 100 de euro pe noapte, dacă stai la hotel. Cam ăsta e prețul, cam 50 de euro minim de persoană. Dar îți poți face o vacanță în Ibiza de o săptămână cu bani foarte puțini. Raportat bine, că în alte locuri ar costa mai mult. În zona asta știu că ne-am uitat noi acum vreo 2 săptămâni la hoteluri și o cameră pe noapte costă 1000 de euro. Da, dar ne-am uitat la unele mai de lux. Mai de lux. Așa, la hosteluri găsești cu 100 și 200 și ceva. Trotinetele am intrat și în Ibiza, bineînțeles, și bicicletele electrice. Deci am înțeles 3 euro, 3 ore. 1 euro pe oră. Sunt o grămadă de variante de a te mișca pe insulă. A, și ce e tare că n-ai nevoie de cască la asta. Nu e nevoie. Și dacă ai făcut accident sau cazi, ți-ai rucă puțină. E foarte periculos în Ibiza cu bicicletă sau cu motocicletă. Trotineta. Care mai sunt prețurile? 80 de cenți kilogramul de pepene sau această minunăție cu 1 euro kilo? Pepenele galben, melon de sapo. Hai să vedem când ne duce acest coș. Pepenele nelipsit, că e vară. Melon sapo, ceea ce e o specialitate din Spania. Nici o zi fără ciuperci, trebuie să ne luăm ciupercuțele. Ciupercoanele. Una, două cafelete. Două cafelete. Mai albă. Ofertă la roșii sherry. 1,29 euro. Ceva din Venezuela. Marisco, scoici, crevete, calamar, se poate face cu orez, parapaia, un somonaș, mamă, 7 euro 200 de grame sau 2 euro 50 100 de grame. Un gazpacho tradițional, mozzarella. Am cumpărat alcool acum
trebuie să te verifice că ai 18 ani, ceea ce înainte nu apăra pe casă. Cu 25 de euro ne-am făcut un coș pentru 2 zile sau chiar 3, cu ciuperci, pește, mozzarella, peten. Cam așa arată o mușcătură de meduză. Mamă, ce dubioase! Nu simt nimic acum, doar puțină mâncărime. Înapoi la Calanova. Restaurantul de la Calanova cu view. Una dintre plajele din Ibița unde nu au apărut șezlongurile. Toată lumea încă vine cu prosopul și cu umbrela de acasă. Căutăm un loc de stat la umbră. Sufrageria de vară. Am plecat de la Calanova. Ne îndreptăm spre o altă plajă care se află la doar un kilometru de mers pe jos și se numește Lenia. Lenia. Ne îndreptăm spre Cala Lenia. Deja mă ajut și să mai... După blocurile. De metri. Am florit cactusul. Wow. Oh,
ca la Lenia. Wow, câtă lume și aici. Niște cocalare au mâncat gunoiul. Pepenele cu alunile. Și sufrageria de vară, uite-o. Check this out, iau de loc. Wow. Calalenia. Am făcut o baie pe cinste. Calalenia, o plajă înconjurată de natură. Au început să curgă amenziile.